Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre pilda semănătorului. De ce? Pentru că ne așteaptă în această duminică pilda aceasta pe care Mântuitorul Iisus Hristos o rostește înaintea ucenicilor, pentru că această pildă conține marile întrebări ale vieții și pentru că încercăm astăzi, alături de Părintele Lector Dr. Mihai Burlacu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, să actualizăm înțelesurile ei profunde. Preacucenice Părinte Profesor, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am regăsit, mă bucur să ne revedem noi și cu telespectatorii noștri. Părinte Profesor, predați la Facultatea de Teologie Ortodoxă disciplina dogmatică. Aceasta este o temă, să spunem așa, biblică, care are înțelesuri pioase, o temă de sensibilitate teologică și a credinței. Vă rog să începem discuția noastră. Știu că avem în contemporaneitate recent o apariție editorială a domnului Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus, unde domnia sa abordează chiar și această pildă și pornesc de la o considerație de acolo și anume spune domnul Andrei Pleșu că nu preferă dânsul raportările, interpretările directe, să spunem așa, mot-a-mu, echivalarea directă a anumitor noțiuni, simboluri din pilde cu realități teologice, o metodă hermeneutică destul de răspândită în literatura patristică. Cu toate acestea, n-aș fi de acord cu aceste considerații. Simt că este nevoie astăzi de o predică de suflet, de o predică simplă, să spunem, de o predică încărcată de semnificații populare, să le numim, care să fie accesibile sufletului credinciosului. De aceea vă invit să începem discuția noastră pornind de la acest lucru, de la a ne adresa celor care ne urmăresc la modul sincer și nu așa retoric, intelectiv mai degrabă decât intelectual. Care sunt elementele principale ale pildei semănătorului și unde ne regăsim noi astăzi această modernitate, acest an 2020 pe care îl trăim în această pildă? Discuția este destul de complexă și pentru faptul că ați făcut această introducere bogată, scutindu-mă totodată pe mine ca să mai reiau, trebuie să înțelegem din start că avem nevoie să vedem aceste pilde ale Mântuitorului Iisus Hristos nu doar într-un context izolat, restrâns, ci într-un context mai larg și universal chiar, deoarece cuvintele Mântuitorului Hristos se adresează tuturor oamenilor din toate timpurile, din toate locurile, cu toate pregătirile și formațiile profesionale, cu toate pregătirile și formațiile intelectuale. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu are această proprietate de a pătrunde în chintesența fiecărei persoane, fiecărei conștiințe și are puterea să se facă relevant fiecărui auditoriu. De aceea ne gândim că aceste pilde sunt la fel de valide, sigur, în chei diferite și categoriilor pe care le-ați enumerat dumneavoastră, oameni cu o pregătire eminamente intelectuală, oameni care sunt, dimpotrivă, mai axați pe o viață afectivă deosebită, oameni cu o aplecare eclezială, oameni care nu au o plecare eclezială, iată și exemplul acesta etalat de dumneavoastră, și anume cel al pildelor tâlcuite, în opinia domnului Andrei Pleșu, sunt un exemplu că ele se adresează nu doar celor care frecventează în mod curent biserica sau sunt oameni care vin mai rar la biserică, dar care au o înțelegere a acestui fenomen și au, sigur că da, pildele acestea au impact asupra lor. Ne scutește pregătirea intelectuală de pilde? Sunt ele mai puțin valoroase pentru că sunt simple, sunt universale? La ce ne-ar folosi dacă știm mai multă carte? Valoarea unei pilde nu ține de calitatea ei de a fi universală, ci ține, în primul rând, de valoarea pe care o degajă pentru persoana în cauză. Adică
pentru faptul că fiecare dintre noi reușim să ne prindem de ele, să le asimilăm într-un fel, să ne legăm viața de ele, să le vedem relevante, să le dăm o aplicație cu viața noastră. În felul acesta, ele sunt valoroase pentru viața noastră. Faptul că sunt universale este o constatare de tip epistemic, adică nu putem să spunem că... Universale, dar nu relative. Da, universale, dar nu relative. Asta nu înseamnă că se relativizează ele însele. Așadar, și acest context al faptului că ele sunt valide și pentru această categorie de auditoriu, și anume oameni cu o pregătire intelectuală, dar neteologică, faptul că ele sunt atractive și pentru oamenii care frecventează mai puțin biserica, pentru doritorii de înțelepciune, bănuiesc că se studiază poate și la Facultatea de Filozofie așa ceva, și în mediile de gândire critică sunt utilizate uneori sau sunt aduse ca exemple pentru a justifica, mă rog, diverse argumentații. A fost asociată această pildă, a fost interpretată și dedicată contextului didactic, pilda semănătorului. Ne vorbește în principal despre profesor, învățător, educator, cuvântul cel bun, învățătura, în general, educația și celelalte. Așa este? Până unde merge acest decupaj al interpretării? Nu este ea mai mult decât atât? Nu ne putem folosi toți ceilalți care nu avem o legătură directă cu procesul didactic, deși suntem învățăcei veșnici, să spunem așa, eterni, în viața noastră și în viața normal, viitoare. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să învățăm pe parcursul vieții și acest act de învățare este unul care întreține conștiința noastră. Nu putem avea o conștiință trează, lucidă, decât în momentul în care o exersăm și o cultivăm cu învățatul. De aceea este nevoie ca și aceste pilde să aibă un impact asupra formației noastre, asupra formației nu doar intelectuale, ci și asupra formației afective, asupra formației integrale, care pune problema sensului vieții noastre. De aceea, aceste pilde rostite de Mântuitorul Hristos au o interpretare largă, universală, dar au și o interpretare proprie într-un context definit al bisericii, și anume care privește scopul mântuirii. Pentru că în acest context se interpretează aceste pilde spre scopul fundamental al omului, care este mântuirea sufletului. Părinte profesor, trăim într-o pluralitate și suprapunere de planuri simultană de contexte. În contextul nostru de astăzi, al unei crize existențiale declanșată chiar și de această pandemie a coronavirusului, dar și de contextul larg deschis pe care l-ați amintit aici, al mântuirii personale, cum se adresează și ce simbolizează în mod concret pilda semănătorului pentru noi astăzi? Pilda semănătorului arată mai multe atitudini ale omului față de împărăția cerurilor, față de Dumnezeu și față de comuniunea cu El, care nu este altceva decât împărăția cerurilor. Mântuitorul Hristos spune că a ieșit un semănător să semene sămânța sa. Aceste semințe pe care le seamănă sunt descrise în diverse contexte, în locuri diferite. Dar sau să vă las să citesc, să citiți. Pentru cei care ne urmăresc, iată din Sfânta Evanghelie după Sfântul Evanghelist Luca, la capitolul al 8-lea, versetele 5-15. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa, imediat după aceea se spune în felul următor, la versetul 6, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o, la versetul 6, alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală, și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au înăbușit-o, și alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Deci, lângă drum, pe drum, în țărână, în noroi, pe piatră a căzut, apoi alta între spini și pe pământul cel bun. Iată, aceste categorii pe care le-am remarcat cu toții, că citind, lecturând pilda semănătorului, vedem că ideea fundamentală este că
Cuvântul lui Dumnezeu, care este necesar mântuirii, reprezintă cunoașterea. Cunoașterea cea adevărată, care este ziditoare de suflet și care ne îndreaptă către împlinirea sensului existenței noastre. Acesta este Dumnezeu. Această împlinire a sensului existenței este realizată în comuniune cu Dumnezeu. Care este diferența, părinte profesor, pentru cei care ne urmăresc, între cunoaștere și cunoștință? Astăzi ni se vorbește despre din ce în ce mai mult și, de ce nu pe drept cuvânt, de dobândirea unor abilități, deprinderi practice și nu neapărat, poate unele și teoretice sau poate chiar în anumite cazuri ideologice și aici credem că e regretabil acest lucru. Vorbiți de o cunoaștere, vorbiți de ceva care astăzi nu mai este perceput cu aceeași reverență și cunoștințe. Care e diferența? Cunoașterea este un fenomen, iar cunoștințele sunt niște achiziții, adică niște informații. Cunoașterea este un fenomen amplu care implică integralitatea persoanei umane și prevede și raportarea lui ontologică la ceea ce îl înconjoară. Cunoașterea este definitorie pentru modul în care o persoană acționează, o conștiință acționează. De aceea, universul în care ne mișcăm și suntem este definit de modul cunoașterii lui. Deci, cunoașterea este un fenomen de asimilare al realității din jur, implicit asimilarea a propriului eu în contextul din care facem parte. Pe când cunoștințele sunt niște informații pe care le putem accesa sau le deținem sau nu le deținem, mă rog, după caz. Și aici este vorba despre cunoașterea lui Dumnezeu sau cunoașterea de Dumnezeu. Sigur că e vorba de cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea adevăratei perspective a vieții umane, pentru că ea se reclamă în mod univoc, într-un anumit sens. Cum să înțelegem această cunoaștere a lui Dumnezeu ca necesitate în acest context în care trăim, în care vedem cunoașterea ca cunoștințe, facem această confuzie, considerăm că ea este depozitată eventual în mâna sau pe filonul îngust, pe nișa îngustă a unor specializări, specialități, iată, poate teologii au această cunoaștere a lui Dumnezeu atunci când nu o disprețuim cu totul și nu aruncăm la lada de gunoi a istoriei, sau erudiții, specialiști în orice caz. Cu ce ne ajută și ce înseamnă această cunoaștere a lui Dumnezeu de care avem nevoie și de care ne vorbește însuși Mântuitorul Iisus Hristos în această pildă în care El însuși este și interpretul, hermeneutul ei, pentru că ucenicii îl întreabă ce înseamnă. Exact. Din punct de vedere al teologului, cunoașterea lui Dumnezeu este o formă de cunoaștere care devine la rândul ei criteriu pentru celelalte forme de cunoaștere. Devine un reper definitoriu pentru celelalte moduri la care ne raportăm în viață, pentru celelalte moduri la care recurgem, prin felul în care gândim lumea, ne mișcăm, acționăm, toate depind de modul cunoașterii lui Dumnezeu. Și până la urmă invitația aceasta lansată de Dumnezeu către om și anume chemarea către împărăția lui Dumnezeu sau comuniunea veșnică dintre Dumnezeu și om nu reprezintă altceva decât o invitație la o cunoaștere superioară a lumii dincolo de sensurile lor luate în ele practice, însele, practice, tehnici, așa, ca, pentru ca ele să fie înglobate într-un sens mai înalt, mai larg, mai complex, mai atot cuprinzător al compatibilității dintre ele. Deoarece universul acesta este așa cum gândeau grecii antici, nu este unul autonom de Dumnezeu. Nici lucrurile care îl compun, elementele, componente, nu sunt autonome unele de altele, ci dimpotrivă sunt toate ajustate. Sunt, merge ca un ceasornic. Merge ca un ceasornic, dar nu merge chiar singur. Dincolo de exprimarea volteriană a cuvântului, merge ca un ceasornic pentru că ele sunt compatibile între ele însele ca într-un sistem. Și de aceea și omul care face parte din acest sistem este integrat într-o anumită compatibilitate cu acest univers din care face parte. De aceea noi trebuie să privim cunoașterea lucrurilor nu luată într-un mod fracționat,
pe fiecare nișă în parte, pe fiecare lucru în parte, ca și cum acel lucru ar reprezenta un obiect de studiu și o realitate autonomă în ea însăși, ci reprezintă o parte integrată a acestui sistem și forma aceasta integrată nu poate fi realizată decât atunci când avem o perspectivă sintetică asupra cunoașterii. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu este o formă de privire sintetică a întregii realități în această cheie de a fi integrați atât noi ca oameni în universul din care facem parte și totodată și în Dumnezeu care este autorul acestui univers din care facem parte. Părinte profesor Mihai Burlacu, vă rog, vorbiți-ne concret pe un exemplu și dacă îmi permiteți aș sugera diferența sau distinția între cunoașterea autonomă, cea despre care vorbeați, că ar fi fără cunoașterea de Dumnezeu, aplicată la, de exemplu, realitățile tehnologice sau ale tehnologiei de astăzi. Cu ce diferă pentru mine faptul că mă apropii de aceste realități cu o cunoaștere mai mult decât tehnică, practică, a abilităților, a unei înțelepciuni, mult spus aici, mundane, practice, cu o înțelepciune teologică, iată, aici vorbim despre mai multe tipuri de cunoaștere. O cunoaștere ontologică, care este una sintetică și privește întreaga noastră persoană și, mă rog, drumul existențial al nostru, dar există și o cunoaștere elementară, fragmentară, care ține de planul instrumental al vieții. Această cunoaștere instrumentală este, sigur, una imediată, practică, așa cum ați evocat-o dumneavoastră, una care privește natura tehnologică a lucrurilor, pentru că, sigur că da, cei care funcționează în acest domeniu, domeniu practic, care se ocupă de lucrurile practice, de tehnologii, de controlul acesta asupra materiei, raționalizarea ei într-un chip fenomenal pentru ca ea să meargă bine spre îmbunătățirea vieții omenești. Toate aceste lucruri reprezintă scopuri subsidiare, pe când scopul fundamental al omului este sensul vieții lui, cunoașterea existenței lui Dumnezeu, cunoașterea existenței sale în acest context al relației cu Dumnezeu. Deci de aici vorbim, facem această diferență între cunoașterea lui Dumnezeu, care este o cunoaștere esențială și care înglobează întregul sens al vieții noastre, da? Și cunoașterea elementară sau instrumentală, care privesc lucrurile practice din jurul nostru. Sigur că cele practice din jurul nostru sunt slujitoare celor... Dar există vreun conflict între cunoașterea științifică și cunoașterea teologică? O antinomie? Cum spune în cartea Filocaliei, că cei care sunt suficient de împătimiți vor vedea ca fundamentală cunoașterea instrumentală. Nu vor vedea ca fiind importantă și fundamentală cunoașterea lui Dumnezeu. Și li se va părea cunoașterea practică, li se va părea ceva, o cunoaștere finală, să zicem așa. Este și cazul acestei situații prin care trecem la nivel planetar, al acestei crize declanșate de pandemia de noul coronavirus, în care o cunoaștere științifică argumentată, evidentă, de necontestat, ajunge să fie criteriu pentru interpretarea și resetarea întregii societăți a diferitelor planuri de existență. Sigur că sunt multe exemple, mai ales în științele moderne se confruntă cu acest fenomen, mai ales mediul academic se confruntă cu acest fenomen în care când apar diverse lucrări sau de specialitate, uneori sunt criticate pe temeiul că nu întrunesc cine știe ce criteriul împrumutat din alte științe. De exemplu, sunt persoane care impută discursului teologic sau discursului filozofic, faptul că nu întrunește niște criterii specifice discursului politologic sau nu întrunește criteriul unui discurs de tip științific. Sigur că această calitate de a fi științific devine la rândul ei o fel de ștampilă, uneori mai gratuită, care se poate imputa unor discursuri, unor medii. Dar noi trebuie să trecem peste această prejudecată și să vedem valoarea unui discurs luat în el însuși, dincolo de toate aceste corelații cu alte domenii. Sigur, criteriile din domeniul tehnic nu sunt valide în domeniul științelor umane și tot așa. V-aș mai întreba și despre, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp și am promis că o să atingem și nuanțele de interpretare a acestei pilde asemănătorului profund teologice și care țin de
credință, de resorturile sensibile ale trăirii. Eu aș zice să luăm fiecare sămânță în parte, să ne gândim așa, cam ce corespondent ar avea în societatea de azi. Deci prima sămânță căzută undeva pe drum. Este acel cuvânt al lui Dumnezeu care cade în mijlocul unor drumuri ideologice și la răspântiile de curente, de gândire, în acest relativism și marasm zilnic în care copilul sau generațiile de tineri nu mai știu ce să-și aleagă, nu-și mai pot face un program. La răscruce de ideologii. De ideologii, că suntem tot într-o piață a ideilor, ca să cităm și alte surse mai apropiate de noi. Deci, acest cuvânt al lui Dumnezeu, când cade în acest tumult, există pericolul ca tinerii sau, mă rog, creștinii să nu se împărtășească de cuvântul lui Dumnezeu, deoarece îl corup. Devine acest cuvânt al lui Dumnezeu coruptibil. De ce? Devine coruptibil datorită influențelor, curentelor, ideilor, personalităților, influencerilor, cum este la modă astăzi. Și din cauza aceasta nu vin către Dumnezeu, pentru că își confecționează o concepție eronată despre importanța lui Dumnezeu și prioritatea aceasta a vieții. Piatra reprezintă, sigur că da, îndărătnicia inimii omului. În momentul în care inima noastră este una de piatră și este intransigentă, este roaba prejudecăților, nu dorește cu niciun chip ca cuvântul lui Dumnezeu să devină lucrător în mintea și în om, n-are rost să mai stăm, să mai comentăm, dacă nu există dispoziție din partea auditorului. Trebuie să aibă o dispoziție sufletească. Una dintre observații și unul dintre reproșurile care se aduc bisericii sau credinței ortodoxe este un fel de monopol pe care l-ar avea sau l-ar declama aceasta asupra adevărului divin. Și cei care consideră în acest fel spun că mai bine ar avea credința lor liberă. Chiar de curând, unul dintre acești influenceri scria într-un mediu de socializare că biserica, până la urmă, este orice alt ONG egală cu alte firme și așa mai departe. Aceasta ar fi obiecția, nici măcar nu este o conștiință eclezială, mă gândeam la un film, un serial la care ne uitam noi cu mai mulți ani în urmă. Adevărul e dincolo de noi, avea un motto foarte interesant la introducere. Adevărul fiind dincolo de noi, este clar că nimeni nu are proprietatea adevărului decât Dumnezeu, care are perspectiva absolută asupra realității. Biserica și asupra cunoașterii. Monopolul biserica fiind prelungirea lui Dumnezeu în oameni, este clar că este posesoarea unui grad de adevăr mai înalt decât cunoașterea particulară sau decât adevărurile particulare pe care și le arogă sau și le reconsideră fiecare. Cu alte cuvinte, eu sunt un participant mai slab la adevăr atunci când sunt pe cont propriu de unul singur, decât atunci când sunt într-un context mai larg al unei comunități care participă la Dumnezeu. Mai ales dacă participă la Dumnezeu, iarăși participarea și la adevăr este implicit mult mai înaltă. Și aici este un argument pro bono pentru necesitatea comuniunii dintre noi oamenii, ca să ne facem o reprezentare firească a adevărului, ca deci, ne pierdem în particularitățile noastre. Piatra înseamnă îndărătnicia. Piatra înseamnă îndărătnicia. Să reținem această idee. Da. Ce a căzut între spini? Ce a căzut între spini este informația despre Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu, care ajunge în sufletul omului împătimit sau plin de griji ale vieții. Mântuitorul Hristos spune acest lucru, că grijile vieții au năpădit-o și n-a putut să aducă rod din cauza aceasta. Poate chiar revoltat sau cu un cui sau dinte împotriva lui Dumnezeu? Nu, cei revoltați sunt la piatră, adică se încadrează, sunt la îndărătnicie. Da, acolo sunt cei revoltați, pentru că revolta lor este asemenea. Cei pătimași atunci? Sunt cei pătimași care prioritizează altceva în viață, care prioritizează grija pentru cele trupești, ce vor mânca, ce vor bea, grija pentru, eu știu, anumite standarde materiale pe care le solicită fiecare de la ei, de la viață, eu știu. Din cauza aceasta, acești oameni sunt neroditori, pentru că nu dau curs acestei invitații. Li se pare că este importantă, dar este mai puțin importantă decât alte lucruri. O obiecție, poate, a unui egalitarist ar suna la ceea ce a spus în felul următor: nu-și permit luxul să filozofeze sau
să mai treacă dincolo de aceste griji. Sau ca să citez un tânăr cu care am discutat cândva, o să accesez biserica și pe Dumnezeu când o să simt că am nevoie. Cam așa este această piatră, da, această categorie de oameni. Să recuperăm mai întâi statusul social, financiar, ca după aceea să putem să discutăm despre Dumnezeu, să putem, nu? Să credem că... Așa este, Părinte, da, Profesor? Nu este așa, pentru că cine crede, crede și în cele rele și în cele bune. Adică și când îi merge bine și când nu îi merge bine. Cine îl iubește pe Dumnezeu, îl iubește și în condiții favorabile și în condiții nefavorabile. Așa cum și noi ne iubim unii pe alții, ne iubim familia, soțiile, prietenii, copiii, indiferent că sunt în condiții favorabile, indiferent că sunt în condiții sau intemperii relaționarei nefavorabile. Pentru ultimele două minute, cea care a căzut pe pământul cel bun, despre care Mântuitorul Iisus Hristos spune: sunt cei cu inimă curată și bună care aud cuvântul, păstrează și rodesc într-o răbdare. Inimă curată, bună, răbdare... Cred mai că e cazul de așa este, ceva astăzi? Da, inimă bună este atunci când îl primesc cuvântul lui Dumnezeu cu toată deschiderea, fără resentimente, fără prejudecăți, fără să gândească: domnule, ce este în stânga, ce este în dreapta, mă judecă cineva, nu mă judecă nimeni, pentru că primesc cuvântul lui Dumnezeu sau îmi desfășor viața ca un creștin autentic, practicant, cum se spune în ziua de astăzi. Deci vin cu larghețe și primesc acest cuvânt cu ignoranță, deschidere. Ar putea întreba cineva, sau naivitate, ignoranță politică, socială, culturală. Orice formă de specializare naște o formă de ignoranță pe celelalte planuri ale nespecializării. Tot așa și cei care ne văd specializați pe acest plan ne vor judeca că suntem nespecializați pe celelalte planuri doar pentru că suntem excelenți pe un anumit plan. Așadar, avem o șansă la primi această sămânță a lui Dumnezeu? Da, și cred că cuvântul cheie în această pildă este răbdare. Rodesc într-o răbdare. Iar această expresie, acest cuvânt răbdare, este definitorul pentru înțelegerea rodirii. Pentru că nimeni nu poate să rodească dintr-o dată. Rodul, tot așa, merele nu se coc dintr-o dată. Nu cresc dintr-o dată din martie, de când se fac florile și gata, s-a apărut și fructul. Ci trece o perioadă de timp, trece vara peste ele, soarele, ploaia. Dar când ești verde, când ești adolescent, ai vrea dintr-o dată să fii mare, să crești, din floare etapele. În verde și în... Bun, tot așa și noi oamenii aducem roadă în măsura în care avem răbdare. Roadele nu vin dintr-o dată, ci vin în măsura răbdării noastre. Vă mulțumesc, îmi pare rău că am ajuns la finalul timpului nostru. Așa cum spunea Părintele Ilie Cleopa, răbdare, răbdare, răbdare și iar răbdare. Vă mulțumesc, Părinte Profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Pe curând. La revedere!